Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbim despre efectul corupției asupra cetățeanului. Că era piesa aceea faimoasă, efectul razelor gamma asupra anemonelor. În România vorbim despre efectul razelor corupției asupra bietului cetățean. Cu toții pierdem din cauza corupției din această țară. Primim tratamente mai proaste, în condiții mai proaste, din cauza corupției din sistemul sanitar, sau murim mai mult și mai des ca alți europeni pe șosele, noi românii la asta mă refer, din cauza corupției din domeniul infrastructurii, că în țara asta se face kilometru de 800 de metri, sau notăm prin gunoaie, din cauza corupției primarilor, care au semnat contracte de salubritate dezavantajoase pentru comunitate, uneori pe 10 de ani și așa mai departe, dar acestea sunt cumva situații generale, impersonale. Uneori însă corupția ajunge să te afecteze direct, personal, ca și cum șperțul și șpaga luate de câte un funcționar, sau mai mult, sunt luate cu intenția de a-ți distruge ție viața. Vă reamintiți probabil de scandalul de corupție de la fabrica de permise și înmatriculări Suceava, unde o gașcă întreagă de funcționari a fost arestată, șpăgarii au fost supravegheați, înregistrați, mă rog, documentați în timp ce pretindeau și luau mită contra permis auto și înmatriculări pe nașpa. Au trecut cam 6 luni de la destructurarea acestei grupări infracționale, iar problemele de personal de la serviciul permise și înmatriculări Suceava nu au fost rezolvate, în sensul că nu au fost angajați pe posturile vacantate, ca să zic așa, alți polițiști, inspectori. Îi așteaptă pe veterani să se întoarcă acasă. Da. Știți că au numit acolo un șef interimar și l-au arestat și pe ăla, că și ăla era șpăgar. Deci situația e dramatică. Bun. Drept rezultat, oamenii care vor permise, pe bune, adică cu examen corect, nu-și pot lua carnetul că nu mai are cine să-i examineze. Și parcă o să aud acum pe unii spunând, lasă, domne, să meargă cu autobuzul, să ia trotinete sau taxi sau ceva. Dar pentru unii dintre acești solicitanți de permis nu e vorba despre amuzament sau ceva opțional, ci despre un loc de muncă, salariu, bani pentru întreținere, pentru trimis copiii la școală și așa mai departe. Adevărul relatează cazul unui domn din Fălticeni, care a obținut un loc de muncă în Uniunea Europeană, ca șofer pe vehicule de categoria C. Adică vehicule de categoria C, din câte știu, sunt în general microbuze. Sunt de-astea de transport persoane, 8 pasageri, vehicule peste 3,5 tone. Ăsta e un loc de muncă pe care acest om și-l dorește, pentru care a muncit și pe care l-a câștigat prin efort și insistență. Dar problema e că el așteaptă acum de 6 luni deja să poată da examenul pentru categoria C, ca să plece la muncă în străinătate, ca să câștige mai mulți bani pentru el și pentru familia lui. El spune așa că a dat sala și că a luat fără probleme, m-am pregătit foarte bine, spune el. Asta s-a întâmplat în februarie. Iată urmarea, citez. Pentru proba practică m-au programat pe 6 iulie anul ăsta, 2021, deci după vreo 6 luni. M-am dus la examen, unde un domn polițist mi-a luat dosarul și mi-a zis că din lipsă de examinatori nu pot să dau examenul și că voi fi contactat în 2-3 zile. De atunci și până azi, 20 iulie, atunci este luat interviu, nu m-a sunat nimeni. Dimpotrivă, i-am sunat eu, am sunat și la MEI, peste tot, am trimis și petiții. Nu s-a găsit o soluție ca să fiu un om examinat. Nu mai am cuvinte, este dureros. Eu lucrez în vânzări, spune el, la o firmă de distribuție. Mi-am amânat concediul pentru că aștept să mă sune ca să susțin proba. Deci a obținut un loc de muncă în străinătate, a dat examenul, a luat și acum așteaptă finalizarea acestui examen. Și din cauza ăstora nu poate. Concediul e afectat, dar problema e cu locul lui de muncă în Uniune. Zice, stăpânesc foarte bine o limbă de circulație internațională, se câștigă bine ca șofer pe comunitate, am niște aturi. Da? Vedeți, o ciurdă de corupți de la permise Suceava, puși pe șpagă și furt, au anulat aturile acestui cetățean care vrea să concureze corect în viață. Și aici, acesta este, de fapt, marele pericol al corupției. Și aici sunt marile pagube pe care le fac corupții, șpăgarii ăștia. Nu neapărat că fură niște bani. Deși, sigur, e o infracțiune, dar nu neapărat asta, că știți cum se spune, banii vin și se duc. Banii se mai pot pune la loc, dar corupția erodează și distruge încrederea cetățeanului în administrația publică și destramă țesătura socială. Dacă cetățeanul constată că nu poate fi corect în societate, că dacă e corect mai degrabă pierde, atunci sunt toate șansele să devină și el incorect. Pentru că de ce nu? Și uite așa, prin contagiune, toată societatea devine bolnavă și toți suferim generație după generație. Și acum, dacă vreți o încheiere optimistă, îmi pare rău, n-am, toată treaba asta o să mai dureze, nu știu cât, că și aici e ca la orice boală, e important să tratezi și să facă și organismul un efort de vindecare, că altfel
deznodământul e cert. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.